Cei doi tineri au scos la vânzare două auto utilitare în târgul auto situat lângă platforma industrială Artego din Târgu Jiu. Polițiștii și-au dat seama că ceva necurat este la mijloc când au aflat prețul la care erau vândute mașinile, unul extrem de mic. Două autovehicule au fost identificate de polițiștii Serviciului Investigației Criminale în timpul unei acțiuni desfășurate în târgul auto. Cu această ocazie s-a stabilit că deținătorii nu dețineau documente legale de proveniență. Mai mult decât atât, au fost efectuate verificări în bazele de date ale autovehiculelor furate și cu această ocazie s-a constatat faptul că ambele autovehicule figurează ca fiind furate din străinătate. Tinerii susțin că sunt nevinovați și că dacă mașinile sunt furate, sunt și ei victime la rândul lor, deoarece le-au cumpărat de la un comerciant din Arad. Le-am cumpărat de la piață de mașini de la Arad, sunt furate. Nu știați că sunt furate? Nu, mă, dacă știam că sunt furate, nu mai veneam cu ele în coace. Băi, de la cameră. Și aici ați venit să le prindeți? Da. Am cumpărat, am luat o țapă și gata. Cu ce sumă și de unde erați? Da? Nu știai că sunt furate? Cele două auto utilitare, un autocamion și o auto specială, au fost indisponibilizate de către polițiștii gorjeni până când se va lămuri situația, cui aparține de drept și cum a fost posibil să ajungă pe piața din Târgu Jiu. Până când situația va fi lămurită de oamenii legii, cei doi arădeni rămân în stare de libertate.